Bună seara, din nou, pentru cine a mai intrat și noi cântam. Haideți să ne rugăm, înainte să începem. Domnule Iisuse, îți mulțumim frumos pentru că ne putem întâlni, chiar și în acest fel. Suntem împreună, chiar dacă nu suntem unii lângă alții. Te rugăm să fii tu cu noi, să binecuvintesc tu aceste minute, să lucrezi tu spre slava numelui tău. Îți mulțumim frumos, Amin. În această seară am eu bucuria și onoarea să, să mă adresez vouă și dumneavoastră. Sunt foarte bucuros că am ocazia aceasta și sper să folosească Dumnezeu ce spun aș dori să, să vă spun o poveste. Este o poveste adevărată, o parte din viața mea. Cum mi-am schimbat eu viața? Eu m-am născut în 1998 în București, în capitala României, cum bine știți. M-am născut atunci și am întâlnit o familie, familia mea, Compusă din părinți și doi frați. Doi frați care sunt sănătoși, și astăzi, mai mari decât mine, cu patru și respectiv șapte ani. Și ce pot să spun este că părinții ne-au crescut cât au putut de bine, cât au putut de frumos, ne-au iubit cât au putut de mult. Și ne-a mers bine, n-am fost, fost nici bogați, dar nici săraci. Mama, ce pot să spun, din prima. de când a avut primul băiat, primul copil, a renunțat la locul de muncă și doar și-a și dedicat viața pentru noi, pentru educația noastră. Și până astăzi nu n-a nu, nu, nu mai lucrat. Deci, am fost foarte bine educați și am fost foarte clar învățați ce este bine și ce este rău. Am avut acest privilegiu mare pe care mulți copii din ziua de astăzi nu-l au. Mergeam. Frecvent la biserică, acasă, părinții noștri ne-au învățat să credem în Dumnezeu, în Domnul Isus, să ne rugăm, să cântăm. Pot să spun că am avut o copilărie normală, o copilărie frumoasă și fericită. Deseori mergeam în excursii, în călătorii, tot timpul eram împreună. Pot să spun că am avut tot ce mi-a trebuit. Ca să ajung bine în viață. Am avut toate condițiile. La școală și la liceu, unde am învățat toți trei frații, eram cunoscuți de copii buni, de copii care învață foarte bine, respectuoși. Toți frații am avut medii foarte bune, de aproape tot timpul 10. Pare totul roz și bine. Dar anumite lucruri au început să nu mai fie așa bune. Anumite lucruri nu erau cum trebuie. Știți voi, lucruri considerate poate mărunte. Când am crescut puțin, am început să comentez la părinți un pic, la frații mei. De la școală am furat câțiva lei. Să mă consider șmecher la școală, să mă cert. Am început să mă enervez la... de mic. Ocazional și copiam când mi-era lene să învăț la o materie mai plictisitoare, așa considerată de mine atunci. Știți, adică am început să fac ceea ce nu fusesem învățat. Am început să mă port altfel decât modul frumos în care fusesem educat. Poate pentru ca să fiu apreciat de ceilalți, Poate nu știam să mă port, nu fusesem la grădiniță. Poate pentru că asta era în natura mea sau este natura mea. Dar cu siguranță pot să spun că a fost ceva care a marcat perioada adolescenței. Și este vorba despre un subiect delicat. Este vorba despre un subiect tabu, despre care nu prea se vorbește. Um, și Vă să-l să abordăm împreună cu toată maturitatea. Și uh, mă refer la acest subiect, mă refer, când zic de acest subiect, mă refer la capitolul poftele trupului și pornografia. Uh, în orice om normal există acești stimuli, există această parte sexuală. În orice om normal, dezvoltat. Și m-am ciocnit și eu de ea. Doar că eu am făcut niște greșeli. Și ce spun în această seară? O să fiu cât de direct pot, tocmai pentru a fi util. Nu vrem să ne întâlnim doar ca să vă spun o poveste de divertisment, vă spun ceva ca să vă folosească spiritual. Am început să mă uit după fete, pe la vârsta de 10-11 ani, am început să văd că există, de fapt, fete. Că sunt diferite de băieți și m-au atras foarte mult și am început să mă uit la ele cu alți ochi. Și s-a trezit ceva în mine, ceea ce nu, ce nu cunoșteam înainte, s-a trezit ceva ciudat, ceva puternic, ceva care, din când în când vroia ceva, din când în când acel lucru care se trezise, avea dorințe. Și nu știam exact ce este. Dar când mă uitam într-o revistă și era o reclamă cu o fată care avea o parte din corp mai descoperită, știți la ce mă refer? Pe vremea aceea o reviste, nu aveam așa mult internet. Dar când mă uitam la astfel de fată, se întâmpla ceva. Inima îmi bătea tare. Uitam pur și simplu de timp și de spațiu, de frig, de foame. Intram în altă lume și începeam să mă holbez. Am început și să mă autosatisfac. Atunci aveam 11-12 ani. Nu știam ce avea să urmeze, dar următorii șase ani din viața mea am fost dependent de pornografie. Pornografie și masturbare. Când o să spun una sau alta, sunt foarte legate aceste două lucruri. Și știți la ce mă refer, probabil. Să știți că totul acest capitol începe de la simțit, în mod special de la gând și de la privire. De la gând și de la privire. Și așa asemăna, pe tot parcursul acestei discuții, așa asemăna pornografia și aceste pofte cu un foc. Chip, cu un foc pe care, care pornește de mic, și se face mare și poate distruge ceva. Sau cu o inundație. Închipuiți-vă că suntem pe un vapor și începe să intre apă. Deci să vă gândiți pe tot parcursul că o să mai ajung la aceste comparații, pe tot parcursul discuției la un incendiu sau la o inundație. Și acum vreau să fac o mică paranteză, o mică pauză și să spun așa, mulți din voi, mulți din voi deja ați auzit despre asta. Ați auzit povestea mea, poate, sau alte povești legate de pornografie. Și vreau să vă întreb atunci, cum stați la acest capitol? Sunteți curați? Ok, am închis paranteza. Eu am început apoi să. Am, am început să mă uit la, la filme de acțiune, și erau anumite părți, cu anumite scene mai fierbinți, anumite bucățele mici, poate cu, cu. în care se vedea o parte din trupul unei fete, mai dezgolită, poate un picior sau poate altceva. Și tot așa, încet, încet. Am început să caut tot mai mult aceste lucruri. Așa este pornografia. Pentru a fi satisfăcut de ea, trebuie ceva nou. Noutatea este cheia din această atracție. Trebuie o scenă nouă ca să am aceeași plăcere. O scenă poate mai directă, mai explicită. Pe la 15-16 ani, am învățat prima oară cum să intru pe site-uri pornografice fără să fiu descoperit? Cum să-mi ascund urmele, cum să intru pe ele și să accesez ce-mi doresc, exact ce-mi doresc. Înainte bușbăiam, găseam anumite lucruri, dar acum știam exact unde să caut și ce să caut. Și acest lucru în viața mea creștea. Amintiți-vă incendiu creștea, se extindea, sau acea inundație. Mintea mea era plină de astfel de lucruri. Mergeam pe stradă, mă uitam cum v-am zis, într-o revistă, într-un film și de multe ori aveam fantezii în minte. Mi-închipuiam tot felul de lucruri și priveam unde nu trebuia să privesc. Știu că în ziua de astăzi pentru voi e foarte greu să vă păstrați curați la acest capitol, mai ales în aceste zile de stat acasă. Știu prin ce treceți. Prin tre prin ce treceți. Vă înțeleg. Știu că pe net e plin de imagini de acest fel. Știu că sunteți bombardați, generația voastră și ce urmează. Sunt bombardate de astfel de imagini. Și de mult erau reviste, erau ziare sau reviste astăzi cu un telefon. Poți să accesezi de zeci de ori, de sute de ori, de mii de ori mai, multe, mai mult conținut pornografic și acest incendiu de care vorbesc să se extindă mult mai repede, exponențial mai rapid. Pe Facebook sunt multe fete care se pozează în mod indecent și voi aveți, poate mulți din voi aveți conturi și sunteți vizați de pericolul acesta. Pe YouTube sunt multe melodii, multă muzică cu, cu conținut video care arată multe scene, nu pornografice neapărat, dar indecente, multe scene în care fete dansează, fete care lasă să se vadă anumite părți din trup și băieți. Ce vorbesc nu e valabil doar pentru băieți, e și pentru fete valabil, doar că vorbesc din, din perspectiva unui băiat și e mai ușor să mă refer la un băiat. Și mai vreau să spun ceva. Poate unii din voi nu au avut copilăria mea. Vedeți, eu am avut o copilărie exemplară, poate, și totuși am căzut în capcana asta și o să vedeți unde am ajuns, dar... Când ai un gol, când ai un părinte lipsă, când ai o suferință, când părinții poate să plecați, când îți lipsește dragostea, eu cred că e și mai tentant să cazi în capcana pornografiei. E și mai tentant să cauți cumva să te simți bine, să te simți complet relaxat. Atunci, ce e rău în asta? Vreau să vorbesc un pic despre asta. Pentru că dacă nu realizez ce e rău în asta, nici nu o să mă las vreodată de asta. Ce e rău în pornografie? De ce am vrut eu să scap? Pornografia, dragii mei, distruge, degradează, strică. Strică mintea și sufletul. Scoate sufletul dintr-un om, îl animalizează. În creier, să încep cu mintea, în creier se produc anumite substanțe și chimicale care ajung în centrul plăcerii din creier, aceste substanțe depășesc cu mult volumul normal. Substanțe care dau o senzație de bine, depășesc cu mult, e ceva, o plăcere și o fericire artificială, care depășesc cu foarte mult volumul normal de plăcere pe care l-aș avea sau de fericire dacă aș executa o acțiune sau o activitate normală. De exemplu, aș, aș juca un meci de fotbal și aș reuși ceva acolo sau aș. Aș da un examen și aș reuși cu notă bună, e un nivel de plăcere și de fericire. Dar pornografia creează în creier senzații mult mai puternice. De aceea creează dependență. Nu devenim dependenți de examene, nu? Sau de, de alte activități de citit, poate. Dar e mult mai ușor să devii dependent de pornografie. Creează dependență și asta nu spun doar eu. Spun mulți oameni de știință, mulți cercetători care au studiat în ultimii ani. Alertați de ce se întâmplă, au studiat ce, ce, acest fenomen. Produce dependență precum un drog puternic. Transformă omul, ne transformă pe noi în niște oameni dezinteresați, neconcentrați, cu deficiențe mentale chiar. Și știu, știu exemple de oameni care păreau la școală prostuți. Păreau că nu e de ei școala, nu o să termine vreo facultate, sărace, sunt prostuți, asta e. Sunt mulți oameni de acest fel și chiar uh, un exemplu concret, dar nu, nu vreau să-i dau numele acum, care după ce a renunțat la pornografie s-a văzut că de fapt nu era o persoană prostuță deloc și a reușit să termine o facultate. Uh, și sunt multe astfel de cazuri, de copii dezinteresați, copii... Care nu se pot concentra și nu pot asculta la ore, și se spun tot felul de lucruri, că au diferite sindromuri, poate, sau alte probleme, dar în multe cazuri, în multe cazuri este pornografia. Um, apar anumite emoții secundare în, în timp ce un om se uită la pornografie, apar anumite emoții auxiliare sau secundare, tristețe, depresie, în urma vizionării pornografiei. Da, pe moment mă simt bine, poate. Dar după aceea vine tristețea, vine depresia. În timp ce mă uit la pornografie există și un grad de teamă, de ură, creează agresivitate și în timp ce mă uit la pornografie simt și rușine și dezgust. Dezgust față de mine, față de cei din film. Țineți minte, și rușine. Acest lucru o să-mi mai târziu probleme. Pornografia mai are un impediment la nivelul minții, și anume că aduce lipsa unei motivații în a face lucrurile care nu produc așa de multă plăcere, lucru, lucru, uh, plăcere creierului, cum am spus mai devreme. Adică nu mai sunt așa de motivat să fac anumite lucruri mai plicticoase, în ghilimele. Dar aceste lucruri, tocmai aceste lucruri, eu cred că sunt foarte importante pentru. Pentru noi, copiii, pentru noi, tinerii, care ne construim o fundație acum, care construim fundația educației noastre. Adică, ce vreau să spun cu asta? E foarte greu să mai mă apuc de studiu, de studiu aprofundat, să citesc ceva. Îmi piere cheful, cum se spune, îmi piere interesul pentru astfel de activități care necesită un mare un mare uh, consum al creierului, un consum de resurse, pentru că eu sunt obișnuit să simt de multe ori o plăcere foarte mare, cum am mai spus. Sunt obișnuit să obțin ceea ce îmi doresc într-o secundă. Iau telefonul, că asta este pornografia, este foarte accesibilă. Dacă mai de mult, ca să te duci să-ți o revistă pornografică, trebuia să aștepți, să se facă zi sau să știu eu, să mergi la un anumit loc astăzi cu telefonul sau cu laptopul poți avea acces oricând și oriunde. Și dacă vrei și dacă nu vrei, dai peste așa ceva. Și e și gratuit. Și acum vreau să spun un pic de suflet. Am spus de partea mentală cât afectează. Și să știți că așa, așa, este și nu vreau să vă, să vă obosesc cu detalii științifice, dar creierul e distrus de pornografie. Vreau să vă spun acum un pic ce se întâmplă cu sufletul omului. Care e problema? omul care se uită la pornografie devine încet încet neom. Neom. Devine animal. Dragostea, sentimentele adevărate și profunde, sunt arse. Chiar și în căznicie, în căznicie, poate să aveți așa ceva. Când un om are, când un bărbat, are o soție impecabilă, perfect, frumoasă, din punct de vedere fizic și nu numai, își pierde, vă spun, nu glumesc. Își pierde tot interesul față de ea când pe internet el poate vedea zeci de fete în fiecare zi, zeci de fete diferite care îi dau mai multă plăcere virtuală datorită acestor chimicale din creier decât în viața reală poate avea cu soția sa. Știți, cercetătorii spun că un videoclip pornografic pentru un bărbat cu o femeie este echivalentul a unei relații sexuale. În creier. Pentru creier, mă refer. Și asta spun cercetătorii de astăzi, care nu sunt creștini neapărat. Dar în Biblie, de mult, Domnul Iisus a spus: Dacă te uiți și poftești o femeie în mintea ta, deja ai și curvit cu ea. Pornografia e ca un drog. O vrei tot mai mult. Și. Apropo de suflet, pornografia este, nu, în zilele noastre, a devenit. Există și o formă de pornografie pervertită, ca să spun așa, dacă și originalul este ceva murdar. Dar există o pornografie și mai urâtă decât cea clasică. Există o pornografie în care, pentru că oamenii nu se satură, oamenii vor mai mult și ca să simtă acel nivel de plăcere, caută mai mult și altceva și ceva nou. Există pornografie cu violuri. Cu violență, cu pedofilie, pornografie cu, cu copii, care este ilegală. Există pornografie cu oameni de același sex. Și știți că am citit recent că o anumită persoană și-a schimbat sexul și a recunoscut că este din cauza videoclipurilor pornografice la care se uita. Videoclipuri în care erau oameni de același sex. Există pornografie cu animale, cu oameni și animale. Este groaznic. Dragii mei, această luptă, pornografia și poftele trupului sunt un foc care este imposibil de stins de unul singur. Nu ai cum să stingi acest foc de unul singur. Eu am încercat. V-am spus, am fost șase ani, până la 17 ani. Am vrut de, poate pe la 12, 13, 14 ani, am vrut să mă opresc. Am realizat aceste lucruri. Câțiva ani de zile m-am chinuit. M-am chinuit, mi-era teamă, mi-era rușine să abordez problema aceasta, să spun cuiva. Și așa simbolic, vă spun acum, mă uitam cum focul acestui incendiu ajunge la acoperișul clădirii la care construiam eu, la viața mea. Ajunge la acoperiș, vedeam cum se mistuie, vedeam cum sunt tânăr de 17 ani și am problema asta mare și intru în viață cu așa ceva. Și închipuiți-vă cum eu încercam să sting cu un furtun, destropit florile, acest incendiu mare. Aveam vreo șansă? Nu cred. Poate, dar nu cred. Și atunci, ce e de făcut, dragii mei? Ce e de făcut? În primul rând, dacă vrei să scapi de asta, sau poate nu te-ai ciocnit încă, dar ai grijă. În primul rând, ca să scapi de așa problemă, trebuie să recunosc, trebuie să recunoști starea aceasta, să recunosc starea în care sunt, că sunt dezarmat în fața unui monstru, în fața unui incendiu. Trebuie să recunosc că pornografia este ceva rău și nu este doar așa ceva ca și cum mă uit la un film. E ceva ce m-a legat. Trebuie să recunosc că nu pot singur. Și acum revin la acel sentiment secundar, la rușine. Rușinea, pe măsură ce mă uit la pornografie, crește, crește, adună o rușine în mine. Mulți oameni se închid datorită faptului că se uită, din cauza faptului că se uită la pornografie. Și atunci, la sfârșit, când vreau să mă opresc, mă ciocnesc de un zid, zidul rușinii, și mă izbesc de el. Și atunci e foarte greu, recunosc, e foarte greu să sar peste, să intru cumva prin el și să-l dărâm. E mult mai greu decât la început. Dar asta este soluția. Eu asta am făcut, am călcat peste rușinea mea. Și am, am luat legătura cu un om al lui Dumnezeu, un om despre care știam că Dumnezeu îl ascultă, un consilier, care nu spune ce spun eu la oricine, la nimeni nu spune. Și am spus problema mea. Mi-a fost foarte greu. Doi ani de zile m-am luptat cu acest gând să spun cuiva. Să sar peste acest zid al rușinii și am reușit într-un final. Și uh, mult m-a ajutat. O să vă spun imediat. Detaliile. Dar vreau să fac o paranteză acum și să spun, să repet: pornografia și lupta aceasta începe de la gând și de la privire. Dacă vrei să scapi de așa ceva, trebuie să fii dispus să-ți controlezi non-stop, zi și noapte, afară sau în pat. Să-ți controlezi orice gând și orice privire. Să nu mai permiți niciunei priviri să se lipească de trupul unei fete sau unui gând să se gândească la ceva murdar. Trebuie să fii dispus la asta. Și dacă cumva apare ceva mic, trebuie să fii dispus să îl calci în picioare, să-l stingi. E ca și cum eu sunt aici în birou și vorbesc cu voi și văd că perdeaua s-a aprins de flăcări. Și spun, a, ce problemă, hai să continuăm că suntem ocupați acum. Nu, eu aș sări imediat și aș stinge-o. Așa este și în viața noastră. Problema este că oamenii, mulți oameni, nu mai consideră pornografia ca fiind ceva rău. Și acest lucru nu mai consideră ca fiind un incendiu care distruge. Și nu se sinchisesc de faptul că le arde viețile. Dar asta se întâmplă. Trebuie să fiu dispus, dacă vreau să scap de asta, să petrec mai puțin timp pe internet. Sau să am mare grijă. Să nu fiu singur, poate, dacă mă ajută asta. Când intru pe internet sau când mă uit la un film, când îmi este greu, când vine din nou această poftă și această ispită, să vorbesc repede cu cineva, să nu stau eu singur și să lasă, să se adună în minte aceste gânduri, ci să vorbesc repede cu cineva, să caut ajutor, să fac orice altceva care mi-a -mi gândul de la acest lucru, să fac ceva practic, să fac altă activitate. Dacă văd că mă pun la computer, să, poate cu intenții bune, și vine această ispită, să fac altceva, să închid și să Vorbesc cu cineva, să vorbesc cu mama sau cu tata sau cu consilierul meu, sau să mă joc ceva sau să lucrez la ceva. Și cel mai important este să dezvolt o relație cu Isus. Să înțeleg cu Domnul Isus. Să înțeleg că, în primul rând, în fața lui trăiesc și în fața lui am păcătuit. Să înțeleg că El. Nu iubește lucrul acesta, că pentru el este o murdărie și că el nu poate să lucreze în inima mea dacă în inima mea sunt astfel de lucruri. Știți, mulți oameni au renunțat la creștinism în ziua de astăzi. Majoritatea oamenilor poate este atee, dar să știți că oamenii sunt debusolați. Oamenii poate nu mai știu ce să creadă, nu mai știu ce e bine sau ce e rău. Au pornit bine, au pornit cu niște baze creștine. Societatea pe care o vedem astăzi este rezultatul la multe generații creștine. Dar în ziua de astăzi, și o să vedeți cu ochii voștri copii, lucrurile încet încet se degradează, societatea se degradează, pentru că nu mai știm, cum am cântat, nu mai știm ce e bine și ce e rău. Pentru că nu mai avem această relație cu Domnul Isus. am renunțat la creștinism, ne-am făcut deștepți, Să știți că Domnul Iisus poate umple orice gol. Poate acoperi această nevoie pe care o avem. Poate sfinți și poate curăța orice murdărie. Și vreau să vă spun, la final, că povestea are o, un final fericit. Am scăpat de această dependență. Sunt patru ani de zile aproape de când nu am lăsat în minte și în privire aceste necurății. Nu am mai lăsat un gând pornografic, măcar nu au mai lăsat o privire care să se lipească de o fată. Să știți că trebuie să fiți nemiloși în lupta aceasta. Trebuie să fiți în stare să renunțați la anumite lucruri, chiar dacă par frumoase, da. Nu pot să neg, o femeie este foarte frumoasă și poate fi frumoasă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă uit la ea. trebuie să fug de aceste lucruri. Dacă rămân și mă uit și admir, o să cad din nou? Trebuie să fiu nemilos cu mine, să fug. Și să știți că e minunat să, să, să fii liber, să ai o minte curată din nou. Am trăit o minune și știu că Isus m-a scăpat. Deci, sfatul meu este nu de unul singur. Umblați în lumină, mărturisiți aceste lucruri, aceste gânduri. Ca și cum ați fi făcut fizic aceste lucruri, nu? Nu doar m-am uitat la ceva. Domnul Iisus spune că deja ai curvit. Și e minunat să trăiești această iertare, să pui în ordine, am pus în ordine lucrurile cu părinții mei, cu frații mei, pentru ce v-am spus la început, cu colegi de la școală, violența mea, furturile. E minunat să poți să asculți, să poți să auzi oameni care spun te-am iertat, am uitat. Și să cunoști din nou bucurie și liniște și pace. Aceasta a fost povestea pe care am avut-o pentru dumneavoastră și pentru voi, dragilor. Sper să vă ajute, sper să nu fie doar o poveste, sper să vă dea motivație, curaj să trăiți curați și sfinți în această lume. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru Că tu ne arăți ce e bine și ce e rău. Că tu ne luminezi, că tu ne faci copiii tăi. Că tu vrei să ne speli, vrei să ne ierți, vrei să ne smulgi din orice murdărie. Îți mulțumim că tu ai biruit răul. Că tu ai murit pentru noi. Nu mai trebuie să fim legați de iad, de satan. Nu mai trebuie să fim legați de păcat. Îți mulțumim ție, Doamne. Te rog, lucrează tu cu fiecare suflet din spatele acestor ecrane lucrează tu lucrarea ta. fă tu voia ta și planul tău. Rămâi tu mai departe cu noi, te rugăm și îți mulțumim. Amin.